Bine ați revenit în sală. Continuăm conferința Învățăm împreună, creăm o cultură apartenenței în școli cu panelul de discuții Perspective pentru educație. După cum v-am menționat la începutul evenimentului, nu voi fi doar prezentator, voi fi și moderator și participant. Ne dorim ca în cadrul acestui panel să vedem ce reprezintă starea de bine prin perspectivele fiecărui participant. Ne dorim și să găsim soluțiile care să susțină perspectivele expuse, soluții care pot fi aplicate de către fiecare dintre voi în sala de clasă. Alături de mine, în mediul online, o am pe doamna Monica Anisie, senator în Parlamentul României. Ne auziți, doamna Monica? Vă aud foarte bine, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Este o conferință extrem de importantă și pentru mine ca profesor, nu ca senator. Tot în mediul online, doamna Marinela Marc, inspector general al ISJ Cluj, care în momentul de față nu poate să participe, dar se va alătura pe parcurs panelului de discuții. Iar aici pe scenă îi am alături de mine pe doamna Carmina Valukovski, profesor învățător primar la Liceul Andrei Șaguna și profesor de educație socială la Colegiul Național Șaguna din Brașov. Le-am încurcat un pic, nu-i așa? Reluăm? Nu suntem live. Încă o dată, doamna Carmina Valukovski. Vakulovski. A treia oară. Doamna Carmina Valukovski, care este învățător primar la Liceul Andrei Mureșanu din Brașov. Bun, până aici este în regulă. Și profesor de educație socială la Colegiul Național Șaguna din Brașov. Și vă mulțumesc. Tot alături de noi îl avem pe domnul profesor universitar dr. Adrian Opre, din cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua! O avem alături de noi și pe Adria Berari, care este program manager la Fondación Botnar. Ioan Pristavu, care este student la Universitatea Babeș-Bolyai și reprezentant al elevilor și studenților. Și pe doamna Emilia Botezan, șef al Biroului de Relații Externe și Investitori de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Mulțumesc tuturor celor care participă la acest panel de discuții, mulțumesc participanților și mulțumesc speakerilor din acest panel. Și dacă la început am adresat o întrebare publicului referitor la starea de bine și cum vă simțiți, acum întrebarea se va îndrepta și către speakerii din acest panel. Doamna Monica Anisie, doriți dumneavoastră să începeți? Cum considerați dumneavoastră? Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc mult, mulțumesc. Dragi colegi, sunt onorată să particip astăzi alături de voi la această conferință care are în centrul atenției un concept extrem de important pentru prezentul și mai ales pentru viitorul școlii românești, și anume starea de bine. Probabil că cu toții, atunci când intrați în clasă, îi întrebați copii cum se simte astăzi. Aș adresa aceeași întrebare și către dumneavoastră, cei care sunteți prezenți la această conferință. Cum vă simțiți astăzi? Eu mă simt foarte bine că sunt alături de voi și că putem să ne împărtășim experiențele pe care cu toții sunt convinsă că le avem, atât în relațiile cu elevii, cât și cu părinții și, de ce nu, și cu colegii noștri de cancelarie. Cred cu tărie că starea noastră, a profesorilor, dar și a elevilor, se află în strânsă legătură cu învățarea și mai ales cu motivația pentru învățare. Noi suntem reflecția propriilor noastre emoții. Să știți că și eu astăzi am mari emoții că particip la această conferință. De aceea consider că de fiecare dată când intru în sala de curs, după o privire prin care evaluez cum sunt elevii în ziua respectivă,
Așa cum vă spuneam mai devreme, îi întreb cum se simt ei în momentul în care începem o nouă oră, fie de predare, fie de învățare, fie de evaluare. E important, cred eu, că ca noi, profesorii, să le oferim copiilor posibilitatea de a se exprima, de a le oferi acea încredere pentru a ne spune, ne împărtăși nouă, ceea ce simt ei. Poate vă întrebați de ce fac asta. Răspunsul, cred eu, este foarte simplu. Pentru că știm cu toții că nimeni nu poate fi bun, nu poate performa în ceea ce face, dacă nu se află într-o stare bună. Eu cred că profesorul reprezintă factorul cel mai important în crearea unei atmosfere eficiente și mai ales incluzive, și asta este superputerea noastră a profesorilor. Spun asta că este o superputere pentru că până și la pagina mea de Facebook am o ramă în care menționez că superputerea mea este faptul că sunt profesor. Noi când lucrăm împreună cu elevii noștri, trebuie să ne bazăm relația pe respect și apreciere. Astfel ne implicăm într-un mod absolut conștient în procesul de predare, învățare și evaluare. Aceste valori stimulează gândirea pozitivă, stima de sine și construiesc o relație durabilă. Cred că așa se creează un climat de siguranță și copiii vor reacționa și ei în consecință. De altfel, îmi doresc și eu cred că acolo unde eu predau, reușesc să realizez o școală prietenoasă care recunoaște, încurajează și, de ce nu, sprijină dezvoltarea armonioasă a copiilor. De fiecare dată le ofer copiilor mei, elevilor mei, o îmbrățișare atunci când au nevoie de ea. Și consider că noi, profesorii, trebuie să fim alături de acești copii în toate momentele când ei au nevoie de noi. Poate că ar fi bine să ne gândim la niște exemple pentru îmbunătățirea bunăstării emoționale, a capacității de învățare, și pot să vă dau niște exemple din experiența personală. Am încercat și cred că reușesc să creez un mediu prietenos în sala de clasă, să recompensez învățarea, să-i apreciez pe copii, să stabilesc cu ei o comunicare deschisă și de ce nu, să realizăm împreună activități creative. În ultima perioadă am la clasă și studenți și ei participă astăzi la conferința noastră și sper că vor învăța atât de la participanți, cât și atunci când vin în sala de curs și participă la orele de asistență. Dacă sunt întrebări... Deocamdată vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră și mă voi îndrepta și către speakerii care se află fizic aici în panelul de discuții, ca să le răspundă și ei la întrebarea cum se simt astăzi. Mă simt bine în general când sunt implicată, deci a spune implicată. Mai de dimineață eram liniștit, acum puțin stresat. Nu cu panelul, cu altceva. În primul rând mă simt recunoscătoare că fac parte din acest eveniment. Mă simt destul de bine, deși sunt puțin copleșită de emoții. Eu mă simt activă și mă inspiră și faptul că dumneavoastră zâmbiți, lucru care s-a văzut mai puțin în toate prezentările dinainte, unde erau oameni cu măști.
mă simt bine și pentru că stăm în Ardeal, mă simt fain. Mă simt... Știți că expresia aceasta din reclamele populare ardelenești, fainoșagul. Probabil și noi vom da fainoșagul din noi astăzi. Primul rând, trecând la o abordare mai serioasă, sunt realmente încântat că sunt aici prezent cu dumneavoastră și simt, deja simt că aparțin acestei comunități pe care dumneavoastră o clădiți, cel puțin prin cele ce ați expus în prezentările de început. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Și dacă tot am început să vorbim despre starea de bine, aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru fiecare dintre voi starea de bine în general. Cine dorește să înceapă? Evident, dacă ar fi să ne uităm în cărți, în modelele pe care Oana și Gilda și Barbara ni le-au prezentat, ar fi foarte mult de spus, dar e clar că tu ne întrebi cum ne simțim noi și ce simțim noi și ce credem noi că este starea de bine pentru noi personal. Ne putem raporta la mai multe aspecte. Cel personal, poate că aici, apropo de cultura apartenenței, să ne gândim la când ne simțim bine în clasă, la școală sau acasă în familie. Dacă ar fi să spun despre ce simt la școală și când simt că este stare de bine la școală, asta se întâmplă mai des în clasă și atunci când văd feedback-ul copiilor, când simt că sunt acolo cu sens și că mai mult decât cognitiv, emoțional, copiii răspund și se deschid în a pune întrebări pe care poate nu le-am prevăzut în obiectivele sau în, nu se regăsesc neapărat în competențele pe care le prevedem pentru clasă și pentru oră. Da. Schimbăm. Pentru starea de bine a ascultătorilor din sală, înțeleg că schimbăm un microfon. Așadar, până la urmă este o interpretare personală. De multe ori nu mă simt bine neapărat sau poate că cer prea mult de la ceilalți sau poate de la mine, dar e de fapt o armonie pe care o simți tu cu tine și tu în relație cu ceilalți. Este o plasă. Sau pentru cine care de aici, care ați mai făcut via ferata, v-ați cățărat pe stânci și pe munți, aneu se cheamă, e o coardă pe care odată ce te prinzi într-o priză, te legi de ea și știi că dacă, nu știu, vrei să te relaxezi sau vrei să stai un pic să te bălângănești deasupra la 50-100 de metri deasupra unei prăpăstii, poți să stai bine. Că într-un fel, asta ce este, la fel și în școală. Chiar astăzi mă uitam și văd în față aici una dintre plasele mele, un domn profesor care m-a ajutat foarte mult în parcursul drumului meu către domeniul de istorie, care ne duce la gândirea că vrem, nu vrem, câteodată starea de bine înseamnă și puțin disconfort. Vrem, nu vrem, când intrăm într-un duș rece, da, este frig, e șocul la început, dar este foarte, foarte sănătos după. Mi-a luat 2 ani ca să ajung să termin dușul cu apă rece, 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 dar îți dă o tărie și o putere incredibilă. Plus ajută la imunitate. Și într-un fel, asta contează foarte mult, că din păcate foarte mult și în școală, în ziua de azi, nu au această plasă. Din motive financiare, lipsă de profesori bine antrenați sau alte resurse sau alte probleme. Vrem, nu vrem, și când învățăm și la facultate și universitate, avem această plasă, un profesor, cineva aproape. Și într-un fel, asta cred că este o stare de bine, comuniunea între suflete, între om. Pentru mine personal, nu, în mediul școlar, starea de bine este foarte, are foarte mare legătură cu un spațiu deschis în care simt că pot să vorbesc și în care sunt auzită și sunt ascultată și inclusă. Este un spațiu în care primesc suport, tot așa ca și coarda, da? Deci, da, în general, pentru mine starea de bine este o stare de relaxare unde știu că vocea mea este ascultată. Pentru mine starea de bine este să știi care ți-i matricea în fiecare moment și indiferent ce se întâmplă, indiferent cum vine furtuna și
mai scoate râul din matrice, să știi care-i drumul tău, să știi care-s rădăcinile tale și chiar aș vrea să vă spun că o ascultam pe Barbara și ascultam diverse lucruri spuse aici. Cred că de multe ori avem atâtea pălării. Și nu e o problemă că avem atâtea pălării. Important este ca între aceste pălării ale noastre să fie o armonie. Lucruri care se regăsesc în, nu știu, înțelepciunea antică, în înțelepciunea mamei naturii. Este aceeași înțelepciune pe care o predăm copiilor la școală, poate în ora de religie, în care le spunem ce este armonia cu cerul și cu noi. Este acea întoarcere la valorile de care poate în ultimii 30 de ani ne-am îndepărtat fără motiv. Și pentru mine este întotdeauna acel confort să fiu împlinită și fericită pe plan personal și în discursurile pe care le adresez la multe evenimente unde reprezint municipiul Cluj-Napoca, le doresc participanților să fie fericiți în viața și împliniți în viața personală și le spun, probabil credeți că m-am încurcat și că trebuia de fapt să vă doresc să fiți fericiți și împliniți în partea profesională, fiind un eveniment de profesional, dar nu. Eu nu cred că sunt oameni care acasă sunt nefericiți și la serviciu dau totul. În schimb, dacă acasă suntem bine, și familia ne-i bine, și noi suntem bine, și bunicii, și părinții ne-i bine, cred că venim în starea noastră de bine și o aducem la serviciu. Cred că pentru mine, ca și pentru noastră, toți din sală, pentru că a reieșit foarte limpede acest aspect, starea de bine e un confort fizic, e un confort al emoțiilor noastre, este un confort relațional, dar cred că, și sunt asentul noastră, trebuie să fie și un confort spiritual, așa cum noastră bine ați menționat, că de foarte multe ori ne eludăm acest aspect al stării de bine. Pentru că, în esență, starea de bine înseamnă împăcare cu tine însuți. Împăcat fiind cu tine însuți, va fi în pace cu tine și cerul și pământul, ca tare cât că acest lucru să rezoneze în noi. Pentru că sunt psiholog și acum trec la partea, să spun, științifică a abordării, și dumneavoastră, ca și noi, știți cu toții că nu sunt puține perspectivele asupra acestui concept. Am fost întrebați perspectiva noastră generică asupra stării de bine. Ei bine, sunt multe perspective. Medicale, sociale, economice. Multă vreme starea de bine a fost judecată în dimensiuni pur materiale. Cele mai multe studii, multe dintre ale noastre, sunt bazate pe date cantitative, observabile, sesizabile, pentru că este la îndemână și capătă nota aceea de obiectivitate. Dar mult mai important este pentru noi nota de subiectivitate a stării de ține. Modul în care noi percepem aceste elemente, fie că e venit familial, fie că e vorba de sănătatea noastră organică sau psihică, cum le percep și mai cu seamă cum le evaluez. Deci asta ar fi o primă distinție care să facem neapărat între obiectivitatea stării de bine și subiectivitatea. Și se face asta, tot mai des. Mai puțin se face o altă distinție. Între starea de bine hedonică și cea eudaimonică. Iertați-mă, suntem prea centrați pe starea de bine hedonică. Binele nostru, selfish people, să fiu consonant cu alte vorbitori, da? Suntem prea mult centrați pe noi înșine și vorbitorii care au fost au specificat acest lucru în mod reiterativ, reiese tocmai într-o preocupare care să fie prin excelență altruistă. Atâta timp cât definim starea de bine în dimensiunile care sunt prezente în literatura vastă și psihologică și medicală și școlară, etc., mai degrabă stăm în zona aceasta hedonică. Adică a percepții calității vieții fizice, sociale, raționale, dar pierdem eudaimonicul. Adică ce? Calitatea relației, nu satisfacția cu viața, ci sensul vieții. Calitatea noastră în raport cu sensul vieții. Pierdem încă o dimensiune foarte importantă, aceea a controlului nostru și în ultimul rând și foarte important mi se pare acceptarea necondiționată. Să poți să te accepți pe tine însuți și pe celălalt în mod necondiționat. Cred că focusul nostru trebuie să fie în special pe aceste aspecte, mai cu seamă în școală, unde tacit și explicit trebuie să transmiți elevului din fața ta acest mesaj. Că ai o abordare hedonică. De aceea și încheia perspectiva mea privind starea de bine și a spune că în ecuația asta să punem obiectivul și subiectivul, să punem hedonicul și eudaimonicul și să punem ceea ce a fost cu mult înaintea preocupării noastre de psihologi, pedagogi, psihopedagogi, ce-o fi dascăl, ceea ce a însemnat starea de bine în dimensiunea ei spirituală, isihia.
și că isihia aceea înseamnă mult în ceea ce noi numim acum eudaimonia. Asta este perspectiva mea generică vis-a-vis de starea de bine și cred că e și modul în care eu aș lectura, indiferent de context, starea de bine. Și acum că am stabilit un cadru al stării de bine, credeți că există starea de bine în educație? Iar dacă da, sub ce forme apare ea? Putem identifica niște comportamente sau niște acțiuni? Putem începe cu doamna Monica Nisie? Da, scuzați-mă, aveam microfonul închis. Eu zic că există starea de bine în, în educație și că putem identifica și câteva elemente care conduc la, la starea de bine. Antevorbitorii au subliniat faptul că trebuie să vorbim despre armonie, să ne lăsăm problemele la poarta școlii și să intrăm cu zâmbetul pe buze la, la clasă. Starea noastră de bine reprezintă o stare de bine și pentru elevii noștri. Deci, atunci când eu aș identifica drept elemente care conduc la starea de bine în educație, așa cum vă spuneam mai devreme, realizarea unui mediu prietenos, comunicarea să fie deschisă cu elevii și să desfășurăm și activități creative care să îi antreneze pe elevi să fie conectați tot timpul la ceea ce profesorul dorește să realizeze la clasă. Mulțumim! Ne întoarcem acum pe scenă. O să încep. Eu acum sigur o să vorbesc, poate eu am fost aici invitată, să zicem, din perspectiva că reprezint municipiul Cluj-Napoca și să transmit un salut. Dar mai mult de atât aș vrea să vă spun că în educație, noi am încercat la Cluj să ne creăm să facem măcar câțiva pași în starea de bine în educație, punând bazele clusterului de educație. Și cred că starea de bine în educație este ca atunci când știm ce întrebări să ne punem, să ne punem ca profesori, ca părinți, ca elevi. Cred că starea de bine în educație începe cu a nu te compara poate cu ceilalți, ci cu versiunea ta de ieri. Eu le spun mai nou diversilor oameni cu care mă întâlnesc că eu vin la școală de 21 de ani și școala mea se numește Municipiul Cluj-Napoca și este una dintre cele mai mari puteri birocratice, acest cuvânt urât, să spui nu știu. Și starea de bine îți vine de acolo în care te faci vulnerabil și faci pe celălalt să înțeleagă că nu trebuie să ai emoții atunci când nu știi. Atâta timp cât suntem vii și avem această șansă să descoperim, cred că starea de bine în educație trebuie să le vină părinților și profesorilor și mai ales copiilor atunci când nu simt că le iese inima din piept pentru că nu știu. E normal să nu știi. Viteza cu care societatea noastră se transformă ne duce în această stare. Și atunci, ca să revin la ideea de ce am fondat clusterul de educație pe care l-ați văzut aici și va vorbi probabil și președinta noastră Simona Baciu, este noi știm teoretic fiecare cine suntem acasă la noi, ca instituție, ce spune fișa postului, ce face Universitatea Babeș-Bolyai, ce face inspectoratul școlar. Dar putem să ne gândim împreună cine am fi noi împreună? Nu doar să ne gândim, ci și să ne punem această întrebare. Cred că există o legătură foarte strânsă între starea de bine și educație. Cred că starea de bine există în educație. Noi când am făcut o mică mapare a educației non-formale din Cluj, am văzut că unul dintre motivele principale pentru care tinerii au căutat educație în afara școlii a fost de fapt să își îmbunătățească starea de bine. Deci știm că și în mintea elevului, educația și starea de bine nu sunt, adică merg mână în mână, sunt împreună, vin împreună, dar nu se exclud una pe alta. Cred că în școli, când ne gândim la starea de bine, ne gândim la un spectrum
cât de multă starea de bine este pentru elevi sau pentru profesori, și asta cred că este o întrebare care este foarte particulară în fiecare școli. Cât de bună este școala aceea în a promova starea de bine la rândul adulților și copiilor din școală. În general, cred că există starea de bine în educație. Nu știu. Nu știu cât de multă stare de bine este în momentul de față în toate școlile din Cluj, dar cred că împreună putem să găsim metode să o îmbunătățim și să ne mutăm un pic mai sus pe spectrum. Există cum este și stare de bine pe vârful Bihor iarna, în timpul unui cod galben de vijelii. Faza este că există și asta nu este niciun dubiu despre existența stării de bine, dar la fel ca și în orice loc, în orice organizație, grupă, există și momente mai grele. Acum, nu trebuie să ignorăm și să nu vedem problemele mari, cum ar fi, de exemplu, lipsa claselor bine pregătite din punct de vedere material, profesorii bine antrenați și alte nevoi, care, de exemplu, în țara aceasta, îs lipsuri, vrem, nu vrem. Lipsă de finanțare, lipsă de personal. Și da, pot duce la o stare de bine, dar mai presus decât asta, și în mari școli în care au de toate, asta am văzut-o și eu și în școli private și una alta, erau oameni triști sau oameni depresivi, unde nu aveau această stare de bine. Poate era ceva legat de comunitate sau de colegi sau de oameni sau și despre mod cum ne raportăm. Că, nu, o zici foarte bine, domn profesor, că foarte multe concentrat pe noi, pe ego. Dar unde mai este gândirea asta față de aproapele nostru, față de altcineva, față de misiunea noastră, să ne dedicăm către ceva mai mare, să căutăm ceva mai înalt? Nu degeaba am folosit exemplu cu vârful Bihor, că am fost în ianuarie anului acesta și a fost groaznic, dar a fost și extrem de frumos. Se vedea de acolo toată Transilvania, toți munții Apuseni, munții Făgăraș, curbura Buzăului. Foarte frumos, dar greu să ții o oră de clasă acolo și să stai mai mult de 10 minute. Înghețai. La fel și aici. Trebuie să căutăm foarte, foarte bine în noi, dar să avem și această unire, unitate între dorință și fapte. Că putem vorbi despre stare de bine oriunde. Sau putem ajunge ca niște, nu știu, filozofi și să trăim ca Diogen într-un butoi. Să fim și bine acolo. Acum când zicea Ioan de starea de pe un vârf, mi-aduceam aminte de săptămâna trecută am urmărit cu clasa, cu copiii, proiectul Educație la Înălțime și erau doi colegi profesori la stația de pe vârf Omul. Și era extrem de interesant tot ce ne spuneau, tot ce ne prezentau, imagini spectaculoase, dar ne uitam la ei săraci, era un frig evident, dar ei totuși aveau curia să transmită copiilor ceea ce pregătiseră. Mă voi rezuma la fel la starea de bine în clasă și nu pot să nu mă uit în urmă să mă gândesc ce făceam în clasă atunci când nu știam despre conceptul de stare de bine, despre toate modelele acestea și dacă atunci mi-era bine mie, era bine elevilor. E greu de răspuns, evident, dar cert este că în timp, după ce am deschis ochii, urechile, am fost mai prezenți în cursuri, seminarii, webinarii și am aflat de toate aceste concepte, chiar dacă le-am aflat poate mai târziu, exact cum spuneau anterior colegele care au fost keynote speaker, suntem mai atenți la ele. Și spun suntem, nu numai eu, ci știu că foarte mulți colegi fac asta. Sunt mulți colegi din țară care sunt la catedră și care după ce merg la un curs, merg și aplică în clasă. Faptul că avem aceste comunități de învățare, indiferent că sunt și majoritatea, uite, vin din diverse ONG-uri și întotdeauna cu sprijinul autorităților locale și a altor finanțatori. Și acum mă gândesc la profesori fericiți pentru România, cum am făcut noi exercițiile și cum le-am dus în clasă, cum copiii mei, dacă fac așa, deja știu că vom începe un exercițiu de respirație care, culmea, am pus acolo o poveste că urcăm pe munte, da, inspirăm, ne oprim pe munte, privim tot ce vedem acolo și respirăm și ne ținem respirația, coborâm, iarăși urcăm. Deci, cumva, lucrurile se leagă și cred că, de fapt, cel mai important este să ajungă informația și la copii. Ceea ce vă rugăm și pe dumneavoastră, în mod evident, toți cei care suntem aici și colegii din online,
ca ceea ce vi se pare relevant din ceea ce auziți, din ceea ce citiți, învățați, să duceți și în clasă la copii și să faceți consistent, cum ne spunea Gilda mai devreme, pentru că, într-adevăr, când a spus, am realizat că avem această tendință să alergăm și să le transmitem și elevilor și să facem tot felul. Dar dacă facem din când în când exercițiile acestea, să știți, copiii și le însușesc. Și pentru mine, ca stare de bine, cea mai mare bucurie este când un copil zice Sofie în clasă, că haideți, doamna, un pic să ne oprim, că parcă prea mult am făcut, fac eu un exercițiu. Și atunci îmi trag și eu sufletul și îmi dau seama, ei, ce bine că am putut să deleg copiilor, da, de clasa a doua, de exemplu, deja câteva abilități de a prelua ei, de a le pasa cumva lor mingea și de a avea curajul, mai ales să spună, hai să facem o pauză și să facem un exercițiu de respirație sau de meditație. Și pentru asta mulțumesc tuturor celor care au lucrat la asemenea culegeri, Simona, Susan, dar și tuturor celor de la care am învățat tot felul. Deci da, să ducem în clasă și să practicăm, că până la urmă teoria ca teoria, dar practica ne mănâncă. Ce înseamnă starea de bine în educație? Ne întreabă. Răspunsul este imediat. Înseamnă ceea ce înseamnă în orice alt context. Adevărat. Dar la fel de fals. Doamna Gilda Scarf a făcut deci o mențiune foarte importantă vis-a-vis de autoeficacitate. Acest self-efficacy. Sunt tentat să credem că această autoeficacitate este generică, liber flotantă, cu toți o avem, mai mult sau mai puțin. Când de fapt ea este domeniu specific. La fel putem vorbi de starea de bine. Ea este înalt contextualizată. Starea de bine în educație este sensibil dependentă de statusul și rolul cadrului didactic și al elevului. Starea de bine în educație este sensibil dependentă de percepția pe care o are elevul, dascălul și părintele privind starea de bine. Sunt o serie de încercări de a cuantifica această stare de bine prin prisma acestor lecturi, dar mi se pare ceva foarte important și încheie aici și mă uit în sală, m-am uitat încă de la început că sunt persoane care au fost dascăli, sper că nu greșesc, și înainte de 89. Starea de bine e sensibil dependentă de prețuirea asociată statusului nostru. Marea pierdere post-decembristă este prețuirea asignată cadrului didactic. Binele de atunci nu le puteți dobândi într-un context al non-prețuirii. De aceea cred că e foarte important să lecturăm, întrebarea mi se pare foarte bine venită, să lecturăm starea de bine în alt contextualizată, în raport cu aceste. Nimic din ceea ce ne definește pe noi nu e în sine bun sau rău. Totul e relație cu ceva. Contextul precipită și definește calitatea unui construct, inclusiv a stării de bine. Deci nu poți face absorție acest aspect. Nu suntem sănătoși sau bolnavi în sine. Nu suntem funcționali sau disfuncționali în sine. Suntem raport cu un context, cu realitate istorică, economică, etc. De aceea așa și lecturarea în școală, starea de bine în raport cu specificitatea contextului. Iar acest context depinde în mare măsură de noi toți, cum îl plămădim. De aceea comunitate care vreți să o construiți, în vatra acelei comunități se poate crea contextul care să precipite sau să inhibe starea de bine a dascălilor, starea de bine a elevilor și nu în ultimul rând a părinților acestor elevi. Mulțumesc. Va trebui să fac o mențiune. Am înțeles că doamna Monica Anisie nu va mai putea participa la panelul nostru de discuții, dar aș vrea să îi mulțumim pentru prezența sa astăzi alături de noi și aș vrea să o salutăm și pe doamna Marinela Marc, pe care am prezentat-o și la început. Vă reamintesc, doamna Marinela Marc este inspector general al ISJ Cluj. Bună ziua, doamna Marinela, ne auziți? Bună ziua, sper că ne auzim. Am avut niște probleme tehnice, sunt plecată din Cluj, sunt la o altă activitate în parteneriat cu colegii noștri din Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și suntem într-o locație foarte frumoasă, dar din păcate cu o conexiune destul de slabă la internet. Sper că mă auziți. Îmi pare rău, n-am putut să particip la discuțiile de până acum. Și sper să nu... Vă puteți porni camera ca să vă vedem. Da, asta încerc, dar văd că și aici am o problemă, nu știu de ce.
Se pare că este de la dumneavoastră închisă. Cel puțin așa primesc eu un mesaj. Nu-i nicio problemă, ne ocupăm acum. Și aș vrea totuși să revenim la subiectul care ne-a dus astăzi aici, starea de bine în educație, și am înțeles mai devreme de la Adria că se pot face îmbunătățiri pentru existența stării de bine în școli. Și am înțeles și că depinde de context. Oare de ce resurse avem nevoie ca să avem această stare de bine în fiecare clasă? Acum, nu știu exact ce palierele discuției au fost atinse până acum. Din punctul meu de vedere, cred că discuția trebuie să fie abordată atât din punctul de vedere al elevilor, cât și din punctul de vedere al angajaților, al cadrelor didactice, dar și al personalului administrativ și al echipei manageriale. Pentru că gândul de la care ați pornit în organizarea acestei conferințe a fost acest sentiment al apartenenței la comunitatea școlară. Cred că lucrurile funcționează foarte bine atâta timp cât toți cei care își desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ se simt bine pe perioada în care își desfășoară activitatea aici și au sentimentul apartenenței la cultura organizațională a școlii. Dacă ne raportăm la elevi, sigur că și aici nevoile sunt diferite. Probabil că copiii cei mici care sunt în învățământul preșcolar sau antepreșcolar, pentru a se simți bine în instituția de învățământ, au nevoie de confort, au nevoie de foarte multe materiale didactice pe care să le poată utiliza atât în activitățile de învățare cât și în activitățile de relaxare. Au nevoie de o curte generoasă în care să se joace, să petreacă timp în aer liber. Elevii a condițiilor materiale, de asemenea, au nevoie de săli de clasă aerisite, curățate, care să le creeze confort, care să fie dotate cu mobilier modern, care să permită desfășurarea de activități în modular, că au nevoie de săli de clasă generoase, prietenoase, dotate cu toate materialele și cu toată logistica. Dacă ne referim la cadrele didactice, sigur că și ele au nevoie de instrumente de lucru, au nevoie de spații în care să-și desfășoare activitățile de pregătire a lecțiilor înainte sau după desfășurarea lor, de spații în care se poate desfășura audiențe cu părinții, în care se poate desfășura activități extracurriculare cu elevii. Dar dincolo de asigurarea logisticii și a bazei materiale, cred că cel mai important sunt relațiile interumane și comunicarea care există între toți membrii comunității școlare. Și probabil că aici suntem deficitari în sistemul nostru de învățământ, în foarte multe unități de învățământ, și nu acordăm foarte multă atenție și nu încercăm să găsim resurse pentru a îmbunătăți acest aspect. Cred că indiferent de mediul de rezidență, de nivelul de învățământ, toți elevii și toți părinții lor își doresc ca copiii să vină cu plăcere la școală, să știe că dacă au o problemă, cadrul didactic este disponibil, îl ascultă, încearcă să găsească soluții, are un dialog civilizat cu familia și împreună reușesc să rezolve toate aceste probleme. Sigur că pentru o bună comunicare școală-familie este foarte important să cultivăm sentimentul de încredere al părinților, al comunității în comunitatea școlară. Și pentru asta este important să învățăm cu toții, să avem încredere unii în alții și să putem lucra împreună, să putem lucra în echipă pentru starea de bine a copiilor, dar și a angajaților școlii.
Și dacă mă întrebați ce soluții am avea pentru asta, cred că în primul rând cursurile de formare, webinariile, întâlnirile, dacă vreți, până la urmă, consiliile profesorale tematice, în care să învățăm aceste lucruri și nu numai colegii tineri, debutanți, care poate în formarea inițială nu au fost pregătiți. Credeți că puteți repeta ultima formulare? Că s-a întrerupt la noi, din păcate. Ne mai auziți? Informațiile... Da, eu vă aud foarte bine. Să știți că în ultimul minut nu v-am mai auzit. Credeți că puteți repeta ceea ce ne-ați transmis? Nu mai știu de unde a apărut problema tehnică. Spuneam că important este pentru a... O soluție pentru a rezolva această problemă ar fi cursurile de formare, webinariile sau simplele consilii profesorale în care noi, cadrele didactice, dar și celelalte categorii de angajați ai școlii, să învățăm să comunicăm cu elevii din ziua de astăzi, cu părinții lor, să încercăm să fim toleranți unii cu alții, dacă urmărim acest bine comun, starea de bine a elevilor noștri și creșterea calității procesului educațional. Și pentru asta e nevoie să apelăm la specialiști, la psihologi. Poate că este unul din scopurile pentru care aici la Cluj am creat acest cluster de educație, în care suntem împreună cu toate universitățile din oraș și să putem să împărtășim experiențele comune, să putem să scriem proiecte comune, să găsim soluții de a finanța astfel de activități, pentru că în acest proces... Doamna Marinela Marc, să știți că iar s-a întrerupt și nu am mai auzit ce ne-ați transmis. Dar cred că până când vom regla conexiunea... Mă auziți? ...în care se simt în stare să poată să dea randament maxim și într-adevăr să fie notați pentru ceea ce știu și nu să fie vânați și să fie notați atunci când se află în dificultate, când au un moment mai prost. Și nota fie chiar rezultatul unui proces în care ei sunt într-adevăr evaluați pentru ceea ce știu. Îmi doresc o școală în care copiii să spună ce nu funcționează din punctul lor de vedere, în care feedback-ul să fie real, în care echipa managerială să culeagă informații din acest feedback oferit de toți beneficiarii procesului de educație, elevi, părinți, cadre didactice și, într-adevăr, să găsească măsuri pliate pe nevoile fiecarei unități de învățământ, fiecarei clase de elevi. Auziți în continuare că... Cred că s-a întrerupt, dar până când vom stabili conexiunea, vom lua câteva răspunsuri și ale participanților din panelul nostru, dacă nu vă deranjează. Am notat ceea ce ne-ați spus. În regulă. Bine, vă mulțumim. Să răspundem la întrebarea referitoare la resursele de care avem nevoie pentru a îmbunătăți starea de bine în selele de clasă. Desigur, și s-a spus foarte bine aici, mare nevoie de resurse materiale. De obicei ne și ancorăm puternic în acest element de suport, al suportului financiar, al echipării noastre cu programe, cu strategii. Dar în primul și în primul rând, și aici mă leg de ceea ce doamna inspectoră generală a menționat, e vorba de o calitate a resursei umane. De o expertiză ce vine dinspre, hai să spunem, zona noastră psihopedagogică, dar nu numai. A te limita, a delega doar spre ceea ce înseamnă expertiza psihopedagogică, înseamnă puțin pentru a garanta starea de bine.
Cred că calitatea resurselor umane trebuie să fie judecată în primul rând la calitatea cadrelor didactice, în măsura în care sunt echipate cu abilități specifice acestei zone. Și cred că corpul profesoral care va răspunde cel mai bine acestei cerințe este corpul profesoral pe care, hai să spunem, noi universitarii îl clădim în forma inițială pe trei principii. Și nu ai pe supăr pe cineva. Cred că prioritatea întâi în formarea unui cadru didactic este pregătirea sau educația caracterială, axiologică. Prioritatea a doua în formarea unui cadru didactic este pregătirea în ceea ce privește competențele transversale, ceea ce face obiectul întâlnirii noastre de astăzi aici. Un cadru didactic să fie foarte bine pregătit pe ceea ce înseamnă abilitățile non-cognitive, socio-emoționale și de-abia în plan terț, fără să vă supăr, o excelentă pregătire în domeniul specific al disciplinei pe care îl predați. Nu este de la mine acest lucru, este titrat și ultra-titrat. Și ca să nu mi-asum această idee și pattern-ul ei să fiu citat cu baia mea, eu doar am parafrazat într-un context al discuției, nu de puține ori invoc ceea ce un mare rector al Universității Clujene, când ea era mare și integra toate celelalte universități, Iuliu Hațeganu, în 1940 spunea în deschiderea unui universitar, scurt, noi aici, în alma mater, clădim mai întâi caractere, verticalități. Și abia apoi oameni de știință și abia apoi oameni profesioniști. Cred că să fie deviza în virtutea căreia noi să clădim cadre didactice, să ne clădim pe noi înșine, că toți suntem cadre didactice, și vom garanta aceste resurse care fac obiectul întrebării de față. Subscriu ideilor dumneavoastră și sigur că acum, dacă ar fi să vorbim fiecare din perspectiva instituției pe care o reprezentăm, doamna inspector general a surprins foarte bine unele lucruri. Este nevoie, sigur, și de lucruri materiale, dar aș spune că este nevoie de mult empowerment, nu știu cum să zic asta în română. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că noi în clusterul de educație am început acest proiect despre, pe care îl menționa și Barbara, Rural Urban Hub, în care încercăm să vedem cum putem împreună învățământul din oraș cu învățământul de la sat să fie pe același, nu știu, calapod. Și n-aș vrea să întreb câți dintre noi am studiat în mediul rural. Aș fi curioasă, nu știu așa, dacă puteți să ridicați mâna. Și câți dintre dumneavoastră încă, să zicem, v-ați întors în vatra satului să profesați? Felicitări, dar suntem foarte puțini comparativ cu cei care am studiat într-un mediu. Și cu toate astea sunteți astăzi aici și sunteți colegii noștri și aș zice, cu siguranță avem mult de învățat de la dumneavoastră. De aceea cred că alături de clase minunate și ceea ce face primăria, dotează și ajută. Și întotdeauna primăria la partea de educație e responsabilă cu partea de infrastructură și de achiziții și Ministerul Educației responsabil de curiculă. Cred că împreună doar putem găsi resursa de, aș zice, de fericire și aș defini fericirea ca fiind acel lucru care doare când nu-l ai și care îți dă starea de bine. Deci să fim fericiți. Asta e o resursă care ne trebuie. Dacă nu suntem fericiți, nu o să excelăm. Doi la mână, și nu știu, sper să nu vi se pară urât cuvântul, mie mi-e foarte drag, dar îl înțeleg așa în cel mai românesc mod posibil de mândrie. Trebuie să fim mândri. Și să fim mândri poate de acei doi pași care i-am luat, care i-am făcut, dacă stăm un pic și ne oprim și ne gândim unde eram noi acum 5 ani, unde eram acum 10 ani, unde eram acum 20 de ani, da, acum 30 de ani. Și dintr-o dată să zicem că poate nu e chiar așa de rău și că poate suntem mândri de ce am făcut. Deci cred că, din nou, resursele, sigur că profesorii în momentul în care n-au, nu știu, toaletă în clădire sau nu-ți racordați la nu știu ce sistem, o să spună, doamnă, hai să începem cu ce lipsește. Dar în plus față de asta, acel empowerment vine de jos în sus și vine din sentimentul de fericire și de mândrie pe care l-ai simțind că aparții locului ăla și simțind că faci performanță. În acest minunat context de empowerment și de ce avem nevoie în școli, mi se pare că ca un tânăr să se simtă că face parte dintr-o școală,
trebuie să fie empowered, trebuie să îi se ofere un spațiu în care vocea lui să fie ascultată, așa cum zicea și doamna Marinela, trebuie să primim feedback-ul de la tineri. Nu putem să stăm în paneluri de genul și să filozofăm și să luăm decizii pentru tineri fără să îi întrebăm pe ei de ce ai nevoie, de exemplu. Asta mi se pare că este esențial și când vine vorba de ce vor tinerii, nu avem foarte multe date, dar ce pot să vă spun este că în studiul LIP, inclusiv tinerii cer ore pentru profesori. Pregătire, dezvoltare personală pentru profesori, pentru că și tinerii valorează profesorii și știu că acești profesori trebuie să beneficieze de învățare de-a lungul vieții. Deci da, spații deschise în care tinerii să poată să își spună vocea fără să fie pedepsiți, să aibă încredere că oamenii îi ascultă și ore pentru profesori. Și pe lângă chestia asta, mi se pare foarte, foarte important să realizăm faptul că profesorii, deși sunt supereroi, nu trebuie să îndeplinească toate rolurile în viața unui copil. Avem roluri de consilieri, avem roluri de profesori de sprijin, care ar trebui din nou să fie empowered, valorizați, să nu mai fie niște mecanisme atât de complicate ca un profesor de sprijin, de exemplu, să aibă acces la un copil care are nevoie speciale de învățare, care e un proces care poate să dureze luni, din câte înțeleg, și profesorul poate să primească dosar penal dacă se duce la un copil care nu are acest certificat. Din nou, deci mi se pare că ar trebui să ușurăm munca acestor roluri de suport, să le empower și pe ele și să le ușurăm și din munca profesorilor, pentru că profesorii, deși trebuie să știe multe despre psihologia copilului, nu trebuie să fie și psihologi, neapărat. S-o zis cam destul de multe, nu știu ce o să mai zic, de materiale o zis, de mentalitate o zis, dar eu o să zic despre pasiune. Și nu neapărat pasiune la profesor, că s-au menționat asta, dar pasiune la noi, comunitatea din jur. Că tot vorbim, bun, că na, ca și profesor ar trebui să fim asta și asta, sau de exemplu la elevi, nu s-o prea discutat despre elevi sau studenți. De exemplu, mie mi-ar plăcea să văd mai mulți elevi și studenți care au acest spirit al comunității. Că nu merg la școală sau la universitate, fac cursurile, dacă pot pleca mai repede, asta e bine și gata, ne-am dus acasă și ne vedem de lungul nasului. Adică vrem, nu vrem, suntem o comunitate, nu degeaba avem acest alma mater și vrem, nu vrem, acolo suntem, cu bine, cu rău. Implicarea noastră și în deciziile luate, care de multe ori poate să fie văzut, a, da, că trebuie să punem tinerii, să-i întrebăm, să vedem, foarte important, dar să nu cădem în capcana, că foarte mult dintre noi, și tineri, și adulți, trăim într-un haos total. Câteodată nici nu știm ce facem. Vedem că facem studii, ajungem la doctorat și după în istorie și după decidem automat geografie sau alte materii. E greu. E greu, dar cu pasiunea aceasta care avem, vrem, nu vrem, întotdeauna o să căutăm ceva mai bun. Întotdeauna vrem să fim cei mai buni, să oferim ceva bun, o să căutăm, cercetăm și după creăm. Că pe acest principiu s-au creat și state și națiuni. Dacă ne uităm în istorie, contează foarte, foarte mult să vedem și ce au făcut alții. Că nu noi am inventat roata. Văd foarte mulți tineri sau elevi sau studenți care cred, mamă, o să organizez acest eveniment, X, Y și gata. Eu am fost primul. S-a mai făcut. Trebuie clar să vedem că dacă punem mintea și vedem ce ne oferă istoria, automat poate găsim o soluție. Da, s-a discutat despre resurse umane, resurse materiale. M-aș opri acum, știi că am proiectul de lecție la resurse temporale. Pentru că, și nu numai la astea, mă gândeam foarte mult și la know-how, pentru că avem cumva cu toții senzația că nu mai avem timp. Și cred că nu e doar o senzație, ci e cumva o realitate. Și atunci, nu știu dacă și la tineri e la fel sau nu, dar la o anumită vârstă, simți că a zburat așa mai mult din jumătate din cariera ta, nu știi când și cum, și te gândești ce ai reușit să construiești până acum, pentru tine și pentru ceilalți, și ce poți face în viitor. Și din experiența lucrului și implicării, în special în voluntariat și în special în colaborarea cu NGO-urile, cred că, apropo și de starea de bine pe care am resimțit-o adesea în activități de voluntariat, au fost atunci când am făcut activități și lucruri cu sens. Și când spun cu sens, mă gândesc și la desfășurate în timp și care aduc o plus valoare pentru toți cei implicați,
Și aici cred că e vorba de a pune umărul la a crea comunități. Și în discuțiile pe care le-am avut aseară aici la întâlnirea de Welcome, dar și în ceea ce am discutat astăzi sau în ceea ce facem concret aici, în toate exemplele pe care le-ați dat, pe care le faceți la Cluj, clustere, pe toate exemplele pe care le avem la nivel național, ONG-uri care se implică și care nu se implică doar să bifeze ceva sau să dea bine ceva. Nu, pe mulți deja nu-i mai interesează asta. Se implică pentru a crea ceva consistent și cu gândul spre viitor. Tinerii, dacă văd că are sens, se implică și ei. E absolut salutar când se implică și comunitatea și când ceea ce faci cu sens și când vii și cu informație relevantă care poate fi replicată, poate fi aplicată. Odată ce oamenii se coagulează în asemenea comunități, și uite, de exemplu, aici ne-am întâlnit, eu am regăsit cu mare bucurie colegi de care nu știam cum să ne vedem, și de la Aspire Teachers, și de la Super Teach, și de la Profesor Fericiți pentru România, și din o mulțime de alte asemenea comunități, e bucuria noastră să ne revedem, să mai facem o poză, să mai trimitem și celorlalți colegi și să transmitem ceea ce am aflat aici și să adăugăm ceva comunității din care facem parte. Asta cred că puțin ne lipsește și cumva au punctat mai ales colegele care vin deja cu o perspectivă din experiență în alte țări, să facem lucrurile cu sens și cu viziune. Dacă ne uităm în urmă, observăm că noi cam asta nu prea am avut și că deja trebuie să gândim pe termen lung. Mi-aduc aminte, Oana, când ai pus tu la Green Village, acolo în Delta, să ne gândim concret ce ne propunem pentru peste 5 ani. Și așa ne-a și spus, ne întâlnim aici peste 5 ani și hai să vedem, da, uite, Simona dă din cap, așa e, și ceilalți care au mai fost acolo prezenți, a trecut un an deja, da, și să vedem peste 5 ani concret ce ne-am propus și ce am făcut din asta. N-am fost învățat să gândim antreprenorial, adică cu obiective clare, pe termene clare, și cred că ar fi cald să facem asta. Dacă la nivel de sistem nu se întâmplă, e clar că nu putem foarte mult să schimbăm acolo, cel puțin pentru noi, în plan personal, pentru școala noastră, pentru clasa noastră, cancelaria noastră, sau poate doar pentru colegele de generație, da, paralele, să zicem, putem face asta. Copiii oricum fac asta. Am venit de la Brașov cu trei colege de generații destul de diferite, inclusiv cu Ioana, o tânără care este în ultimul an la profilul pedagogic. Și discuțiile cu ea și a dormi cu ea în aceeași cameră și a discuta pe drum și văzând Clujul puțin aseară, mi-am dat seama că de foarte multe ori feedback-ul pe care îl avem, acela formal în școală, de la elevi, pe fișele pe care ne-a dat ministerul sau pe care le-am creat noi, sunt foarte departe de realitatea lor. Și atunci, cumva, trebuie să avem și un mediu non-formal în care să-i cunoaștem. Dacă îi cunoaștem doar la școală, nu e suficient. Asta a fost impresia. Eu aș vrea să intervin pentru că mi se pare că suntem în cel mai potrivit cadru. Ca să știi ce faci peste 5 ani, sună bine, nu așa? Dumneavoastră, ca profesor, sunteți cei care atunci când faceți la lecții comprehension, ziceți, cine ce face? Când face? Cum își asumă? Deci sunt acele întrebări care cred că la orice lecție se pun, iar după ce suntem în viața reală, parcă nu mai știm. Deci cred că avem uneltele suficiente și aș vrea, apropo de ce am spus și ați punctat foarte bine asta cu timpul, cred că e timpul să facem și acea, să zicem, nici nu știu, comunitate de modele. Pentru că fiecare între noi, așa cum Simona, și vreau să-i mulțumesc Simonei pentru că într-o întâlnire a grupului de educație a EuroCities a început discursul ei punându-ne să reflectăm la profesorii care ne-au influențat viața, la profesorii pe care am considerat modele. Cred că această, nu știu, întoarcere la modele, la ceva inspirațional, este o resursă de care avem nevoie. Analizând toate perspectivele celor din panelul de astăzi, am ajuns la concluzia că starea de bine înseamnă confort fizic, un confort al emoțiilor, un confort spiritual, înseamnă o împăcare cu sinele, dar și cu cei din jurul nostru.
Starea de bine apare în comunități. În comunități unde există o comunicare bidirecțională între elevi și profesori. Resursele de care avem nevoie, pe lângă cele materiale și umane, sunt încurajare și susținere, feedback, pasiune în comunitate și, bineînțeles, know-how și avem nevoie și de un plan de acțiune foarte bine definit pe o perioadă de timp. Mulțumesc încă o dată pentru că ați participat la acest panel, vă mulțumesc și vouă, bineînțeles, iar acum o să vă invit într-o pauză care va dura, dacă îmi permiteți un pic să vedem și timpul, 50 de minute. După care vă invit la atelierele practice, care vor avea loc conform listelor de înscrieri. Mulțumesc!